Bun găsit! Sunt Cătălin Gorea și vă invit la Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează nume cunoscute opiniei publice. Incendiile de vegetație din ultimele zile ar fi fost provocate intenționat. Concluzia aparține pompierilor, care au identificat cel puțin 3 astfel de cazuri în ultimele 2 zile. În primul caz, înregistrat sâmbătă, în apropierea orașului Călăraș, mai multe persoane au fost observate de către localnici cum au incendiat terenurile utilizând făcălii. La fața locului au intervenit pompierii care au avut misiunea să stingă flăcările ce au cuprins 4 hectare de teren cu vegetație uscată. Misiunea acestora a fost destul de dificilă, întrucât din cauza vântului puternic, focul se răspândea cu repeziciune. Alte 2 incendii ar fi fost provocate intenționat, s-au produs în sudul țării, în lunga râului Prut, dar și pe traseul Călăraș-Ungheni. Cazurile sunt investigate de organele de drept. În ultimele 48 de ore, pompierii au lichidat peste 130 de focare, care au mistuit peste 400 de hectare de teren. Astfel, salatorii atenționează oamenii să nu aprindă vegetația uscată, întrucât acest lucru poate provoca incendii de proporții. Afacere ilegală cu droguri la Urhei. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut după ce oamenii legii au descoperit în locuința acestuia marihuana în valoare de 2 milioane de lei. Individul este bănuit că ar face parte dintr-un grup specializat în vânzarea drogurilor în cantități deosebit de mari. În cadrul urmăririi penale, polițiștii au desfășurat un șir de percheziții la domiciliul bănuitului, dar și în unele încăperi unde se presupune că acesta ar fi ascuns substanțele narcotice. În rezultatul verificărilor au fost găsite mai multe borcane umplute cu marihuana mărunțită și uscată, un butoi, dar și mai multe pungi pline cu plante de cânepă uscate. De asemenea, oamenii legii au depistat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, muniții pentru armă, dar și obiecte folosite în activitatea ilegală. În total au fost ridicate aproximativ 8 kg de droguri, estimate la 2 milioane de lei. În prezent, bărbatul condamnat anterior pentru infracțiuni similare este cercetat penal și riscă până la 15 ani de închisoare. Un moldovean s-a pornit peste hotare cu automobilul burdușit cu țigări. Planul lui a fost dat peste cap de către vameșii de la Cahul, care au descoperit în automobilul acestuia aproape 900 de pachete de țigări de diferite mărci. Acestea erau ascunse în diferite locuri, precum în tavan, boxe sau chiar în compartimentul motorului. Cazul a fost înregistrat ieri la punctul vamal Cahul. Automobilul de marcă BMW matriculat în România s-a prezentat la ieșirea din țară în jurul orei 1. La volan se afla un moldovean în vârstă de 28 de ani, spun reprezentanții serviciului vamal, care menționează că mașina a fost luată la ochi și supusă unui control minuțios. În urma verificărilor, vameșii au descoperit mai multe spații special amenajate în care erau ascunse sute de pachete de țigări. Produsele de tutungerie erau plasate în tavan, roata de rezervă, sub bancheta din spate, în boxe sau chiar în compartimentul motorului. În total au fost ridicate 870 de pachete de țigări pe care bărbatul intenționa să le vândă pe Piața Neagră a Uniunii Europene. Acestea au fost ridicate pentru ca ulterior să fie confiscate, iar mijlocul de transport a fost dus la parcarea specială. Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să fie atras la răspundere conform legii. Un tânăr în vârstă de 23 de ani, originar din Șoldănești, a ajuns pe mâna poliției fiind suspectat de jaf. Acesta ar fi lăsat 2 fete fără telefoanele mobile după ce le-ar fi atacat cu un spray lacrimogen. Pentru ce ai fost adus la organele de poliție? Am furat 2 telefoane. Ce ai făcut cu bunurile sustrase? Le-am vândut.
Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat la începutul lunii decembrie 2021. Atunci oamenii legii au fost alertați de către două tinere care s-au plâns că au fost deposedate de telefoanele performante, chiar în apartamentul în care locuiau. S-a întâmplat după ce acesta ar fi făcut cunoștință cu individul pe rețelele de socializare. Ulterior, victimele le-au invitat în ospeție pe atacator. În timp ce se aflau în locuința, acesta le-ar fi pulverizat cu spray lacrimogen. A luat telefoanele și a fugit. Prejudiciul cauzat se ridică la aproape 30.000 de lei. Recent, individul a fost reținut, iar în cadrul audierilor și-a recunoscut vinovăția. El a declarat că a vândut bunurile la preț de 1.500 de lei. În prezent, el este cercetat pentru jaf, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare pe un termen de la 5 la 7 ani. Aproape 2.000 de șoferi au fost trași pe dreapta și amendați pentru diferite încălcări în ultimele două zile. Cei mai mulți dintre ei, peste 720 la număr, s-au ales cu procese verbale pentru că au depășit limita de viteză, anunță Inspectoratul Național pentru Securitate Publică. Nu au scăpat nepedepsiți nici conducătorii auto care au urcat la volan în stare de ebrietate. În ultimele două zile, 24 de șoferi s-au ales cu procese verbale sau au rămas fără permis de conducere pentru acest tip de încălcare. Iar aproape 370 de șoferi au fost amendați pentru că au ignorat indicatoarele rutiere. Totodată au fost trași pe dreapta peste 150 de șoferi pentru încălcarea regulilor de înmatriculare sau de revizie a autovehiculelor. În context, polițiștii de patrulare recomandă șoferilor să nu urce băuți la volan, să evite șofatul cu viteză excesivă sau să nu iasă la depășire fără să se asigure. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente. Vă doresc!